Vă place gen... E mișto? Vă place? Ok. Știm cu toții de ce sunteți aici. Ei bine, vreți să aflați dacă FNAF Movie-ul a fost un film bun sau nu. Ei bine, oameni buni, o să fie o parte cu spoilere și o parte fără spoilere. Prima e fără, logic. Momentan nu vreau să vă dau indicii dacă mi-a plăcut sau nu. Dar o să aflați chestia asta pe care vreți voi în 3, 2, 1. E bun. E bun, mă, e bun, mă. Mie personal chiar mi-a plăcut, să fiu sincer. Adică a fost bun, n-am ce să zic, dar nu foarte. Eram sigur că n-o să fie, n-o să se ridice atât de sus. În schimb a fost pe undeva pe aici, să zicem. Dar asta nu înseamnă că a fost rău, oameni buni. O să aflați după ce notă vreau eu să-i dau. Așa că, înainte de asta, hai să spun de ce mi-a plăcut. Atmosfera a fost mișto. Personajele mi s-au părut destul de realistice. Gen, au fost super bine construite și realistice. Deci, adaugă un punct. Scenele de acțiune cu animatronici au fost ok, dar... ceva ce chiar a scăzut, dar nu m-a deranjat atât de mult, pentru că filmul chiar a arătat niște scene mișto. Stai că nu pot să dau spoilere, era să primiți. Mă rog, ideea este că chiar a fost bun, deci îmi place foarte mult, dar nu e genial. Părerea mea personală, ok? Deci... eu vă recomand să mergeți, pentru că, da, o să... Doar vă zic că o să fie câteva easter egg-uri, oameni buni, și știm cu toții că vă plac easter egg-urile. Așa că, hai să nu mai stăm la discuții, și pentru cei care au văzut filmul, sau, nu știu, pentru cei care le plac, cărora le plac spoilerele, exact ca mine, să stea, să... vadă această parte mai bun, deci spoilere. Așa. Are loc scena cu Springlock-ul. That's a good one. Sincer. Dar știți că v-am zis că m-a deranjat ceva, ei bine, nu arată chestia aia din FNAF 1, gen, cea mai clasică chestie posibilă, că vin animatori și tu trebuie să le închizi ușa. N-au arătat asta deloc. Ceea ce mă cam deranjează, să fiu sincer. Dar, trecând peste chestia asta, a fost ok. Au fost și câteva chestii, ca să vă zic, o fază, la un moment dat, când a căzut, au construit, nu știu ce, fortăreață, ceva, animatronicii cu... fica lui Mike și la un moment dat, după ce au terminat asta, Bonnie a căzut, gen, că a fost extenuat sau ceva, mi s-a părut, adică, gen, pe bune. Mă rog, are puțin sens dacă stai să te gândești, pentru că, practic, sunt copii în roboții aia, deci putem spune că au vrut să facă poate o glumă ca să o atragă pe Mica, apoi să o bage în Springlock. Așa. Ia, Abi, Abi, naolă, da. În fine, ideea e că a fost bun filmul și nu știu de ce fac chestia, de ce zic chestia asta în continuu, dar o chestie care mi-a mai plăcut, din nou scena cu William Afton, care chiar a fost construit bine el ca personaj, mi-a plăcut foarte mult. Dar, în afară de chestiile pe care tocmai am zis, mai există câteva. Puțin clișei, cum au descoperit animatronicii că William e ăla, e the final boss, ăla cu care trebuie să se bază sfârșitul jocului. Adică, cum a avut timp Abby aia să deseneze... că mă întreb...
Mă întrebasem înainte de unde avea creioanele alea, dar mă gândesc că gen le-a luat din ghiozdanul ei, că știți că a plecat cu ghiozdanul când s-a dus în pizzerie. Mă rog, da, puțin tras de păr și convenabil, dar nu chiar atât de rău. Ok, oameni buni, pentru că video-ul ăsta s-a terminat aproape și eu n-am dat nici măcar notă, deși probabil trebuia să o dau înainte să încep chestia asta cu spoilerele, o să o dau acum 8:50, oameni buni. Mie mi se pare fair și da, recomand. Și legat de cameo-uri, hai, spune, dar nu prea le-am înțeles, adică, ok, mai zic MedPad, atât. Ăsta e singurul pe care l-am recunoscut eu, mă rog. Deci, cam ăsta a fost episodul de astăzi cu review-ul pentru FNAF Movie, așa că ne auzim data viitoare. Pa!